Conducerea clubului sportiv Mioveni a avut dreptate când le-a sugerat galben-verzilor să nu se bucure de zvonurile din presă. Conform Mediafax, Federația Română de Fotbal încă se mai gândește și nu a luat o decizie privind retrogradarea celor două echipe. Președintele LPF, Dumitru Dragomir, a lăsat să se înțeleagă că regulamentul UEFA ar putea fi adaptat pentru România și abia apoi se va putea ști ce se întâmplă cu cele două formații. Poli Timișoara și Gloria Bistrița vor afla abia pe 20 iunie dacă FRF le retrogradează sau nu din Liga 1. Acum, șansele pentru CS Mioveni pentru a face saltul în prima ligă stau doar în mâinile lor, dacă vor câștiga meciul cu Arieșul Turda, iar Petrolul sau Bihorul Oradea vor face un egal. Doar atunci se va putea trage linie.